Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Iubiților credincioși, mă bucur că ne revedem după o perioadă destul de complicată, care încă nu s-a terminat. Și ca orice om înțelept, atunci când trece printr-o perioadă poate surprinzătoare cumva, diferită de așa cum a fost obișnuit un timp, o perioadă grea, ca orice om înțelept, repet, trebuie să învețe din astfel de încercări. Acest lucru îmi doresc ca împreună să învățăm, să fim mai bine pregătiți, ca nu cumva să ne mai surprindă astfel de perioade. De aceea mi-am propus, fraților creștini, ca pas cu pas, încet, încet, să accentuez anumite lucruri din ce înseamnă a fi un creștin, nu numai într-o perioadă de pace, bunăstare, liniște, aparentă, căci până a venit această nebunie cu virusul, era o pace aparentă. Războiul era început de mult, dragii mei. Și războiul acesta a început atacând mintea oamenilor, modul de a gândi, modul de a fi. Vedeți, fraților, scoțându-i pe oameni din casele lor, de la țară, împingându-i și adunându-i în orașe, făcându-i dependenți de niște sisteme financiare, canalizare, apă, sănătate, etc. Omul și-a pierdut niște dexterități de a supraviețui. El nu mai știe, omul mă refer care a trăit în orașe, el nu mai știe marea majoritate să se orienteze, să se descurce, să fie mai curajos, ci trăiește cu frică. Ce mă fac mâine? Dacă mi se taie curentul, ce mă fac? Dacă mi se taie apa, ce mai fac? Poate noi în România, dragii mei, trăind printr-o perioadă grea, perioada comunistă, mai avem unii dintre noi ideea greutăților. Dar de multe ori ați observat țări foarte dezvoltate. Poate ați observat că în aceste țări oamenii sunt din ce în ce mai slabi. Slăbiciunea aceasta de a supraviețui are în principal o cauză, și anume că l-au scos pe Dumnezeu din casele oamenilor, din sufletele lor și au lăsat descoperiți. Conădejde într-un sistem, într-un guvern, într-o societate, în niște idei care sunt efemere, de multe ori sunt utopii, și de aceea au devenit foarte, foarte vulnerabili. Așa cum am spus, eu mi-am propus ca, de-a lungul timpului de acum, cât ne va mai da Dumnezeu posibilitatea, să accentuez lucrul acesta, că pentru a putea trece prin perioade de astfel de încercări, care sunt sigur că de acum încolo vor veni din ce în ce mai des, s-ar putea să chiar să devină un continuum și din ce în ce mai apăsătoare, mi-am propus astfel să ne întărim împreună în a pune accent pe credință, care este principalul nostru suport de a întări legătura cu Dumnezeu, bineînțeles dând exemple din viețile sfinților, din viețile sfinților mucenici, care a sfinților cuvioși, care, iată, au trecut prin încercări grele, dificile, de multe ori au fost puși în fața morții, să aleagă între Hristos, între credință și bunăstare, și au ales pe Hristos, dându-și viața, fără frică, fără teamă, fără să se gândească ce se va întâmpla mâine. Eu îl aleg pe Hristos, eu mă închin lui Hristos, eu sunt un ostaș al lui Hristos,
Și astfel și-au dat viața ajungând în Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi suntem în praznicul acesta al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, praznic care ține 40 de zile, și ați observat că între înviere și înălțare sunt duminici care poartă o denumire. Duminica Sfântului Apostol Toma, Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, iată acum Duminica Slăbănogului. Sigur că cred că deja bănuiți că aceste duminici trebuie să aibă o legătură cu învierea. Și poate vă întrebați ce legătură are cu învierea duminica aceasta numită a Slăbănogului și cum putem noi vedea învierea din Evanghelia, Sfânta Evanghelie de astăzi. În primul rând trebuie să vă readuc aminte, fraților, că atunci când omul s-a despărțit de Dumnezeu prin Adam și Eva, el a murit, dar acea moarte a fost, în primul rând, o moarte sufletească, care înseamnă lipsa legăturii cu Dumnezeu prin har, și apoi a urmat, după câteva sute de ani, moartea trupească. Mulți oameni se cantonează, se opresc doar la moartea aceasta trupească. Ei, astfel vom înțelege Sfânta Evanghelie de astăzi, fiindcă aici ni se vorbește despre o vindecare, nu o înviere trupească, dar această vindecare are două aspecte. Una este vindecarea sufletească a acestui om și a doua este vindecarea trupească. Ordinea fiind inversă, ordinea în timp m-a avut loc. Ni se vorbește, dragii mei, despre Ierusalim. Mântuitorul cobora de multe ori din Galileea, din nordul Țării Sfinte, venea spre Ierusalim. De fapt, nu cobora, urca, fiindcă Galileea este într-o zonă de câmpie, de alb, iar Ierusalim într-o zonă de munte. Și venea la marele sărbători Mântuitorul de la Ierusalim. Iată că odată, venind în Ierusalim, intră printr-una din porțile cetății numită Poarta Oilor. Cetățile din antichitate erau înconjurate de ziduri groase să fie ușor apărate și aveau porți de intrare. Ierusalim avea și el mai multe porți. Și vă aduc aminte, așa ca idee să le țineți minte, Poarta Damascului, poarta care ducea spre Siria, de astăzi spre Damasc. Poarta de Aur, cea care era orientată spre muntele, dealul Măslinilor, pe unde intra Mântuitorul în Ierusalim. Poarta Leilor. Și iată, mai era o poartă, poarta numită Oilor. Se numea așa de ce? Fiindcă prin această poartă erau aduse, în general, oile, animalele care erau sacrificate la templu, marea majoritate fiind miei, fiind oi. Și aceste animale, oile acestea, trebuiau aduse la templu, dar să fie curate, fără o meteahnă trupească și curate în sensul să fie spălate. Și de aceea era, după poarta aceasta a oilor, erau câteva bazine, 5 bazine, 5 privoare, cum spune Sfânta Evanghelie de astăzi, pline cu apă, alimentate de nisor, prin care unde oile erau scăldate ca să fie curate, să poată fi aduse la templu ca jertfă. Mântuitorul a venit la Ierusalim prin poarta aceasta a oilor. Și spune Sfânta Evanghelie că acolo, unde erau aceste 5 privoare, această zonă care se numea Viteza, se aflau mulți bolnavi. De ce se aflau mulți bolnavi? Fiindcă, iată, la un moment dat, nu știm când, Sfânta Scriptură nu ne descrie acest lucru, s-a observat un lucru, că din când în când apa se tulbura. Când era liniște, apa se limpezea, iar din când în când ea se tulbura. Și oamenii au înțeles că un înger al lui Dumnezeu venea și tulbura această apă. De ce și-au dat seama de acest lucru? Fiindcă au observat că primul care intra în apa aceasta după ce era tulburată, se făcea sănătos dacă era bolnav, de orice boală era cuprins, spune Sfânta Evanghelie. Au observat acest lucru și bineînțeles că vestea s-a dus și de aceea aici, la aceste bazine de apă, erau mulți oameni bolnavi, orbi, șchiopi, uscați. Ce făceau aceștia? Așteptau mișcarea apei. Căci îngerul acesta al Domnului vinea din când în când la vreme și tulbura apă.
Și care intra întâi, deci doar unul care intra primul în această apă tulburată de îngeri, se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Aici la Viteza, Mântuitorul, dragii mei, s-a apropiat de un om bolnav. Boala lui era paralizie. Nu putea să se deplaseze. Stătea întins într-un pat și spune Sfânta Evanghelie că 38 de ani avea de când era el în această boală. S-a apropiat Mântuitorul de el și l-a întrebat: vrei să fii sănătos? Iar acest bolnav i-a spus: Doamne, om nu am care să mă arunce și pe mine în apă, căci până mă târ eu, până ajung eu să la marginea bazinului ca să mă arunc în apă, altul înaintea mea intră și se face sănătos, iar el rămânea permanent bolnav. 38 de ani el suferea de această boală și totodată stătea chinuit la marginea acestor bazine ca să prindă și el odată să intre prima oară în apă să vindece. În momentul acesta Mântuitorul îi spune: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și în momentul când Mântuitorul a spus acest lucru, acest bolnav s-a vindecat, a simțit, a știut că s-a vindecat, s-a ridicat și a luat patul și a început bucuros să umble cu patul său în spate. Această minune s-a săvârșit în ziua de sâmbătă. Sâmbăta la evrei era sabatul, care însemna zi de odihnă, zi doar de rugăciune, în care ei, evrei, nu aveau voie să lucreze deloc, ci doar să se roage și să închine ziua Domnului. Aceasta i s-a dat prin poruncă de la Dumnezeu, prin Moise, poporul evreu. Acest om însănătoșit, plimbându-se printre oameni, bucurându-se că s-a vindecat, s-a întâlnit cu evrei, rabini de la templu. Și aceștia l-au început să-l certe și au spus că este sâmbătă și nu ai dreptul să-ți ridici patul și să umbli. Dar acest vindecat, acest slăbănog le-a spus: cel ce m-a vindecat, acela mi-a spus, ia-ți patul tău și umblă. Cine te-a vindecat, întreabă ei. Și în momentul acela, uitându-se, slăbănogul nu l-a mai văzut pe Mântuitor. Nu știa cine este. Nu știa cum îl cheamă. A păruse lângă el, l-a întrebat dacă vrea să fie vindecat și l-a vindecat, doar cu cuvânt. Sfânta Evanghelie spune mai departe, iubiților credincioși, că Mântuitorul s-a dus la templu și acolo, la templu, printre oameni, l-a întâlnit pe acel slăbănog. Slăbănog care l-a recunoscut pe Mântuitorul. Și Mântuitorul i-a spus: vezi, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Iar slăbănogul spune că s-a dus și a început să umble printre oameni și să spună la toți cine l-a vindecat pe el. Adică Iisus Hristos, Iisus din Nazaret, l-a vindecat pe el. Aceasta, dragii mei, este Sfânta Evanghelie de astăzi, foarte, foarte frumoasă, foarte expresivă, descrisă de Sfântul Evanghelist. Ce avem noi de învățat din această Sfântă Evanghelie? În primul rând, iubiților credincioși, vedem la Mântuitorul puterea aceasta dumnezeiască de a vindeca pe oricine din boli grele, nevindecabile. Asta ce ne arată nouă? Că Dumnezeu este Cel care ne vindecă pe noi. Dumnezeu dă înțelepciune medicilor. Dumnezeu, dragii mei, a dat minte oamenilor. Dumnezeu a dat putere plantelor să aibă în ele substanțe din care noi, oamenii, cu mintea tot de la Dumnezeu, să le scoatem și să le folosim. Să știți că foarte frumos spune Sfânta Scriptură: deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătate, iar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luase vor duhul lor și în țărâna lor se vor întoarce.
Un creștin adevărat, dragii mei, așa înțelege lucrurile și asta este adevărat, adevărul lor. De aceea, nu nădăjdui spre boieri, adică spre oameni, spre mai mari statelor, a lumii, într-o care nu este mântuire. Și foarte frumos spune mai departe, ci nădejdea noastră să fie la Domnul Dumnezeu. Iată un lucru care îl avem de învățat, indiferent de cât de greu ne va fi în viață, indiferent de ce greutăți vor fi, boli, războaie, necazuri, tot timpul noi să avem sufletul întoarse către Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne va lăsa să murim de vreo boală sau într-un război, Dumnezeu știe mai bine de ce. Fiindcă noi creștinii știm că moartea nu este o moarte, este o trecere. Și știm că momentul acesta, dacă lăsăm în grijă al Dumnezeu, Dumnezeu îl va alege ca să fie cel mai bun pentru noi spre mântuire. Nu noi suntem stăpânul vieții. De aceea sinuciderea este păcat împotriva Duhului Sfânt, păcat de moarte. Și cine se sinucide este lepădat în fața lui Dumnezeu, fiindcă El s-a lepădat de Dumnezeu. Cât de greu ne va fi în viață, nu știm. Dar știm un lucru, că atâta timp cât suntem în viață, înseamnă că Dumnezeu ne lasă și ne lasă ca noi să ne mântuim. Și aceasta trebuie să fie grija noastră. Să fiu eu pregătit pentru a pleca din această viață ca să fiu, să mă mântuiesc. Deci, primul lucru acesta îl învățăm, că la Dumnezeu este viața, sănătatea și boala, viața și moartea. Al doilea lucru care avem de învățat, dragii mei, și ne va ajuta foarte mult în viața aceasta, este că atunci când trecem prin greutăți și necazuri, să avem răbdare. Și vă spun, uitați-vă la acest om. Câți ani a stat el bolnav, nemișcat, întins în pat la mila celorlalți oameni? 38 de ani. Și ați văzut că ceilalți oameni care și ei erau bolnavi adevărat, poate unii cu boli mai ușoare, nu s-au uitat la el. 38 de ani a stat. Și cum îl vedem pe acest om? Credeți că în zadar Mântuitorul a întrebat, vrei să fii sănătos? Nu știa Mântuitorul, fiind Dumnezeu, că omul acesta vrea să fie sănătos? Nu știa Mântuitorul sau nu știm toți că un om paralizat ar vrea să umble? Cine ar vrea să stea într-un pat, să facă numai rând, să fie nemișcat? Nu cred că vrea cineva acest lucru, dar de ce îl întreabă Mântuitorul acest lucru? Să ne arate încă ceva. Că acest om nu a deznădăjduit. Fiindcă dacă era deznădăjduit, omul acesta nu mai vinea la viteză. Dacă acest om era deznădăjduit, nu mai spunea, vreau să fiu sănătos. Cel ar fi spus, lasă-mă în pace, îți sătur de această boală, m-am săturat, vreau să mor. Dar el i-a răspuns altfel Mântuitorului. Doamne, om nu am ca să mă arunce în apă. Adică el nădăjduia că cineva cândva îl va arunca și pe el în apă. De ce, fraților, să întâlnești creștini botezați, deznădăjduiți? De aceea Sfinții Părinți spun că deznădejdea nu trebuie să fie caracteristică creștinilor. Indiferent prin ce greutăți trec. De ce? Fiindcă noi creștinii nu trăim printr-o lumea aceasta. Noi nu suntem să moștenim această lume. Cei care trăiesc și și-au însușit în profunzime credința aceasta. Știm că suntem trecători prin această lume. Știm că a noastră casă nu este aici, ci este în cerul sus. Și în primul rând pe aceea ne-o pregătim. Vedeți? Avem de învățat acest lucru. De aceea, dacă ați mai ascultat, poate, din cuvântările care le-am ținut eu când, înainte de a începe restricțiile acestea și chiar la începutul restricțiilor, am spus în primul rând, aveți grijă la deznădejde.
De ce am apăsat acest lucru? Ar fi un nonsens, ar fi fost un nonsens ca eu, creștinilor care vin la biserică, să le vorbesc despre să fie atenți la deznădejde, că în acest lucru ar trebui să dispară. Dar știu, știu ca duhovnic și știu de mult timp și de câteva ori, de mai multe ori am accentuat să fim atenți la acest lucru și am spus, creștinii în ziua de astăzi nu mai sunt cum au fost creștinii bunicii noștri. Mai ales cei care n-au prins comunismul sau au prins, cum l-am prins eu, de prin anii 80-70 ceva, un comunism mai lejer, care n-am simțit nicio prigoană atâta, doar că trebuia să stăm la cozi. Dar transformam acele cozi într-o bucurie. Ne întâlneam cu oameni, ascultam pe bătrâni povestind, jucam șah cu ei și așa mai departe. Și era la un moment tot o bucurie. Dar, cel puțin după perioada comunistă, oamenii au devenit din ce în ce mai slabi, din ce în ce mai prinși de lumea materială, din ce în ce mai depărtați de viața duhovnicească. Și aceste lucruri sunt semnale că oamenii, atunci când vine o încercare, pot trece prin momente de deznădejde. Și au apărut astfel de lucruri. Chiar avem o creștină care este medic în domeniul acesta al psihiatriei la București și spunea unei colegi de-a ei că după ce a apărut criza aceasta s-a înmulțit numărul de pacienți care sună prin telefoane, disperanțe, etc., etc. De aceea am atras atenția și am spus aveți grijă și de aceea astăzi și cu alte ocazii voi accentua lucrul acesta ca încet încet să dispară din trăirea noastră, din vocabularul nostru acest cuvânt numit deznădejde, cum m-aș bucura să dispară și acest cuvânt numit divorț, care a luat amploare, a început să explodeze pur și simplu, lucru care nu există în terminologia aceasta a bisericii. Adică cine își ia o cruce, trebuie să o ducă până la capăt, nu să o părăsească pe drum și să fugă. Bineînțeles că acesta este un alt subiect. Al doilea lucru care îl avem de învățat, dragii mei, din răspunsul acestui om bolnav, vedem că el nu judecă pe ceilalți. El era înconjurat de oameni. El avea o boală gravă. Poate erau și alții cu boli grave, dar sigur erau și cu boli mai ușoare. Dar iată că toți, sau cei care au fost acolo, căutau să se vindece pe ei. Nu s-au uitat la acest neputincios. Poate un om nu putea merge cu un picior și mergea în cârjă, dar acesta nu putea deloc. Și poate ar fi trebuit ca ceilalți să-l ajute pe el prima oară. Dar cu toate acestea, el nu a judecat pe nimeni. Și acest lucru avem de învățat, să nu judecăm pe nimeni. El doar a spus, Doamne, unul am care să mă arunce în apă. Dar a spus, Doamne, oamenii aceștia sunt lăutăcioși, își văd doar interesul lor, sunt egoiști, să se vindece doar ei și pe mine m-a lăsat. Nu a judecat. Și acest lucru avem și noi de învățat. Și iarăși mă întorc la zilele care le trăim noi astăzi, sau le-am trăit și le trăim, am observat foarte mulți oameni au început să judece pe alții. Dragii mei, în biserică ar fi ideal ca toți să fie mucenici. Adică să fie puternici, așa ar fi minunat. Dar nu toți sunt așa. Unul este mai puternic. Nu-i pasă de stat, de poliție, de jandarm, de declarații și vine la biserică. Și de virus. Altul este mai ezitant. Nu trebuie condamnat, dragii mei, nu trebuie judecat. Ci trebuie ajutat. Rugându-l pentru el, întărindu-l, dându-i exemplu și încet, încet, poate și el va prinde curaj. M-a durut lucrul acesta foarte mult, că a început creștinii să se judece între ei. Unii care sunt mai puternici judecau pe ceilalți care erau mai slabi, că nu vineau la biserică și așa mai departe. Nu cred că aceasta este soluția. Soluția este în a da exemplu
în a vedea pe alții și atunci și ei vor fi puternici. Bineînțeles, una din cheile acestei trăiri și comportament este mâna preotului. Preotul trebuie să știe ca pe cel mai slab să-l ocrotească și încet să-l încurajeze. Cel puternic, bineînțeles, să-l facă, să nu judece pe ceilalți și așa mai departe. Toți sunt ai bisericii. Biserica, dragii mei, nu este încă împărăția lui Dumnezeu cea finală. Aici se lucrează mântuirea. Este ca un spital, cum sunt Sfinții Părinți, în care unii sunt mai sănătoși, mai viguroși, alții sunt mai neputincioși. Și unul și altul fac parte din biserică și trebuie ajutat. Ajutați. De aceea, repet, nu judecați, că nu este o soluție, ci căutați să ajutați și să vă ajutați fiecare unul pe altul, și pe cei mai slabi, și pe cei mai neputincioși, încurajându-i, dându-i exemplu, lăsându-i un timp să treacă prin perioada de început. Ați văzut că la început a venit așa ca o surprindere și nu știa încotro să iei, și apoi încet, încet lucrurile încep să așeze și oamenii caută soluții. Doar să aibă dorința de a fi aproape de Dumnezeu, de a fi aproape de biserică. Al treilea lucru care l-avem de învățat, dragii mei, din această Sfântă Evanghelie, sau al patrulea, nu mai știu, este acesta. După ce omul acesta s-a vindecat, după ce a primit darul acesta de Dumnezeu, deși îi se cerea să nu-și ia patul, fiindcă este sâmbătă, el nu a ascultat. Și unde s-a dus? Unde l-a găsit Mântuitorul? L-a găsit la biserică. L-a găsit la templu, că așa spune Sfânta Evanghelie. Și Mântuitorul, ducându-se la templu, l-a văzut pe om acolo. Deci el, după ce s-a vindecat, în gura mare a început să alerge la templu. De ce? Ca să-i mulțumească lui Dumnezeu. Iată ce lucru frumos avem, dragii mei, aici în această Sfântă Evanghelie. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Și aici s-a întâlnit din nou cu Mântuitorul. Aici la templu s-a întâlnit cu Mântuitorul, care i-a spus atunci, și iarăși avem de învățat, vezi, să nu mai greșești ca să nu-ți fie ție mai rău. Foarte mulți, majoritatea preoților, dragii mei, au tras un semnal de alarmă odată cu această pandemie și au spus, pentru păcatele noastre, Dumnezeu a slobozit și acest lucru. Și este adevărat, fiindcă păcatele noastre s-au mulțit, dragii mei, și s-au mulțit la un nivel doar întâlnit în Sfânta Scriptură, în perioada potopului, atunci când au fost distruse Sodoma și Gomora, în perioada Babilonului. Deci omenirea a trecut prin perioade de criză duhovnicească mari, dar atunci ei nu cunoșteau pe Dumnezeu așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Gândiți-vă atent la acest lucru. După 2000 de ani aproape a avut loc potopul. Iar Adam și Eva, deși le-a spus urmașilor lor de rai și de Dumnezeu, s-au uitat acest lucru. Și totuși ați văzut că noi aveam conștiința lui Dumnezeu. Sodoma și Gomora, dragii mei, erau în perioada lui Avram, în care Dumnezeu încă nu s-a descoperit lui Avram. Atunci s-a descoperit lui Avram. La stejarul Mamre, iată. Și înainte, în cetatea Ur. Dar pentru omenire nu era descoperit. Și iată că Dumnezeu i-a pedepsit. Dar noi astăzi, fraților creștini, când putem spune cu adevărat că s-a împlinit prorocia din Apocalipsă, care spune că Evanghelia la sfârșit va fi propovăduită la întreaga omenire, aproape toți oamenii de pe glob au auzit de Iisus Hristos, au auzit de Evanghelia sa. Și mai mult decât atât, cei care au fost și botezați în numele lui Iisus Hristos, să facă păcate, să facem păcate care le găsim descrise în Scriptură, cum erau în Sodoma și Gomora, cum
cum erau înainte de potop. Cum, dragii mei, să fie, să nu dea Dumnezeu, să nu slobozească Dumnezeu și astfel de încercări. Iar noi ce avem de făcut este să învățăm din aceste lucruri și să ne corectăm. Fiindcă Dumnezeu, ați văzut, vindecă. Acel bolnav de astăzi la viteză era bolnav din cauza păcatelor lui. Și Dumnezeu l-a vindecat. Și ce frumos îi spune mai departe, te-ai făcut sănătos. Vezi de acum să nu mai greșești, să nu-ți fie ție mai rău. Poate dă bunul Dumnezeu și va trece această pandemie. Să ne sune în urechi aceste cuvinte. Vedeți că a trecut. Să nu mai păcătuiți, ca nu cumva să vă fie vouă mai rău. Foarte frumoasă această Sfântă Evanghelie și foarte educativă, chiar mai ales și pentru zilele în care trăim noi astăzi. Vreau în încheiere, dragii mei, să vă mulțumesc pentru curajul dumneavoastră, pentru faptul că ați fost aproape de părinți aici și totodată vreau să vă mulțumesc că m-ați înțeles, pentru care sunteți fiii mei duhovnicești, că n-am mai ajuns în postul Paștelui la dumneavoastră. N-am ajuns din două motive. În primul rând, nu știam cum vor acționa acești oameni și ca nu cumva să pună sigiliul pe biserică. Înțelegeți? Fiindcă s-a întâmplat la mănăstirea noastră, chiar în prima duminică, s-a dat drumul la slujbe, oamenii au venit, cineva a părât și au venit jandarmii și au sigilat biserica. Dar până la urmă, Părintele Dumnezeu a dat drumul la biserică, fiind mănăstire, mai ce de trebuie să meargă la slujbe. De aceea n-am venit odată, dar mai ales n-am venit de ce, dragii mei? Fiindcă am vrut să vă cer un lucru și mă bucur că l-ați ascultat. Să nu vă legați în viața aceasta de un om, chiar și duhovnic, ci să fiți legați de Iisus Hristos, fiindcă și duhovnicul poate într-o zi să plece din lumea aceasta sau să nu mai ajungă la dumneavoastră. Și de aceea m-am rugat, vedeți că eu nu mai ajung, dar bunul Dumnezeu v-a dat să aveți un preot aproape. Folosiți-l! Și mă bucur, dragii mei, că ați ascultat și am încredere că am spus acest lucru, înseamnă că l-am spus cu încredere, fiindcă un duhovnic înseamnă un părinte duhovnicesc și un părinte duhovnicesc caută astfel încât să își lase în caz de un necaz copii pe mâna cuiva în care are încredere. De ce vă spun lucrul acesta? Nu știm ce vremuri vor veni. Și poate acum ați înțeles de ce ne-am zbătut în ultimii ani ca să aveți și dumneavoastră aici un sfânt altar și un preot, ca să aibă și ceilalți din alte zone. Și în mintea mea așa am gândit să fie măcar un preot pe o rază de 100 de kilometri să poată să aibă cine vine la un creștin sau creștinii să aibă unde să meargă. Și vă spun că dacă la sfârșitul anului 2018 eram necăjit că aceste lucruri nu se întâmplă, bag pasul pe loc, nu deznădăjduit, eram necăjit. Dar cu ajutorul Dumnezeu și a Maicii Domnului, iată că într-un an s-au realizat aceste lucruri minunate ca să aveți și dumneavoastră un locaș și să aibă și ceilalți din Banat, din Timișoara. Am stat și m-am minunat eu și pentru aceasta, pentru mine este, cum să vă zic, un mare semnal că Dumnezeu nu ne-a părăsit, că Maica Domnului ne aude, că ce-a binecuvântat într-un fel negândit, deci cât de fi gândit, nu puteam să-mi imaginez că va fi așa. Și vedeți că Dumnezeu a știut și momentul și cum să facă ca acest lucru să fie. Și de aceasta pentru mine este o bucurie enormă că s-a împlinit aceste frumoase vise
ca dumneavoastră, cei care sunteți aici, și ceilalți, să aibă și ei bisericuța lor. Căci altfel era foarte greu. Și totodată pentru vremurile care va fi. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc pentru ascultare și cât voi putea, voi veni în continuare, dar să nu uitați că oricând aveți aici părinți de nădejde, veniți, dacă simțiți nevoia și nu ajungeți, care sunteți fiii mei duncești, la mine, veniți, aveți toată binecuvântarea să vă mărturisiți și dacă părintele consideră să și vă împărtășiți, indiferent de cât de greu va fi. Dacă ne vom vedea, vom fi împreună. Dacă nu, măcar, v-am spus, aveți aici tot ce vă trebuie ca să puteți să vă mântuiți. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului, pentru toate și să ne dea credință, nădejde, răbdare, să fugim de a judeca, să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să-L propovăduim pe Dumnezeu și altora care sărace poate n-au auzit sau dacă au auzit, nu sunt apropiați de El. Ca astfel împreună să fim în împărăția Dumnezeului nostru, închinat în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Fraților, salutare! Dacă vă abonați, dați subscribe sau abonează-te, în partea din dreapta aveți un clopoțel. În clopoțel trei opțiuni. Opțiunea de sus este cea mai importantă, cea cu toate notificările sau all. Dacă nu e bifată, nu e selectată, atunci YouTube nu vă va informa când vor urca un nou video. Vin videouri noi și informații importante, deci fiți siguri că aveți bifată acea opțiune.